Salut toate țările și orașele care s-au adunat astăzi la acest minunat eveniment. Astăzi vom face un bilanț al celor șase luni de muncă comună și prietenoasă, în care am lucrat minunat. Și astăzi vom face un rezumat al programului de odihnă și călătorii, lumea mea. Unii dintre partenerii care lucrează cu noi își vor planifica acum vacanțele, unde vor merge și cum se vor relaxa. Așa cum vă amintiți, în luna februarie, compania a lansat un program interesant de odihnă și călătorii în care fiecărui partener, începând de la rangul de manager și mai sus, compania îi oferă un bonus cumulativ. Acest bonus, pe lângă toate celelalte, se acumulează în decurs de șase luni pentru o călătorie. De aceea spunem, haideți să mergem undeva la fiecare șase luni, să ne odihnim, să călătorim și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi și-ar dori în viață ceva de genul acesta, să se odihnească mai mult de o dată pe an. Deși. Unii visează măcar la o vacanță pe an. Noi avem oportunitatea de a prin bani de la companie de două ori pe an pentru a merge în vacanță. Și iată condițiile promoției în fața voastră. Să trecem direct la candidații noștri, partenerii noștri, care fie au adunat o parte din banii pentru călătorie, fie au adunat întreaga sumă și pot pleca în vacanță. Și iată lista celor care au îndeplinit programul. Puteți vedea Rusia, Ungaria, America, Ucraina și România. Vreau să spun imediat că cei dintre voi care știți că ați primit bani pentru această călătorie, dar nu vă regăsiți pe listă, cel mai probabil v-ați alăturat după luna februarie. Adică, unii dintre voi s-au alăturat în aprilie, mai, iunie, iulie și așa mai departe. Prin urmare, partenerii care nu sunt pe această listă vor fi incluși în lista următoare. Acum facem un rezumat pentru perioada din februarie până în septembrie, pentru cei care au avut exact șase luni. Cu mare plăcere vreau să-i felicit și să anunț o bătaie de tobe. O felicit pe Svelana Belan, pe Ludmila Liseniuc, pe Olga Cambalina și pe Oxana Mesenete Seva. Aceștia sunt din Rusia. Felicit Ungaria, Giula Axvari, Eva Etil, Maria Fora și Eva Gangal. O felicit pe Andrealina Pigirni și pe Milita Voronete Seova. Aceștia sunt din Statele Unite ale Americii. O felicit pe Elena Tiagnibochei din Ucraina. Și, de asemenea, îi felicit pe Costel Popescu, Dominica Căpățână și Rodica Popescu. Aceștia sunt din România, îi felicit din nou pe toți și le doresc mult succes în continuare, verificați-vă conturile personale, să vedeți ce bonusuri ați acumulat și luați o decizie, poate unii dintre voi vor continua să acumuleze. Iar cei care au acumulat 100% pentru călătorie, cu siguranță trebuie să plece în vacanță. Ce vreau să spun? A fost anunțată o călătorie în Turcia, Antalya. Vom contacta toți partenerii. Vom vedea câți dintre voi doresc să participe la această călătorie. Știu că au fost discuții și că unii vor să călătorească pe cont propriu, iar alții doresc banii. Ne dorim ca fiecare să fie mulțumit de alegerea sa. În orice caz, vreau să înțelegeți că ne dorim să plecăm împreună, să ne relaxăm și să înregistrăm un videoclip frumos pentru clienții și partenerii noștri deoarece aceasta este o motivație excelentă. Sunteți de acord cu mine? Îi felicit din nou pe toți partenerii care au îndeplinit promoția. Îi încurajez pe toți ceilalți să se alăture acestui program. Acum este cel mai bun moment. Din octombrie până în mai sunt șase luni. Aveți șansa de a vă implica activ în acest proces, să câștigați bani buni și să primiți în iunie o vacanță la mare cadou. La începutul lunii iunie, să plecăm cu toții într-o călătorie. Fiecare dintre voi ar trebui să vorbească despre asta astăzi și chiar să-și construiască afacerea pe această idee. Orice călătorie costă bani. Cred că toți înțeleg acest lucru. Așadar, vă doresc mult succes și noroc în îndeplinirea acestei promoții. Faceți tot posibilul pentru a obține lunar aci bani pe care compania este pregătită să vii ofere pentru vacanță. Mult succes și ne vedem curând!